CSM Slatina s-a impus categoric în prima etapă din divizia A, disputată pe teren propriu cu ACS Spartak București. Cu un lot mult mai valoros decât cel de la momentul părăsirii Ligii Florilor, echipa olteană și-a zdrobit pur și simplu adversara. La capătul unui meci în care au ratat mult, dar au înscris cele mai multe goluri din existența sa, sportivele din Slatina s-au impus cu 55-14, adjudecându-și toate cele trei puncte puse în joc. Tehnicianul echipei slătinene s-a arătat încântat de atmosfera din sala de joc, dar și de evoluția jucătoarelor sale. După cum ați observat, începutul de meci a fost puțin mai greoi, pentru că noi am intrat în joc cu celor de la Spartak și probabil a fost și primul impact al meu cu ele într-un meci oficial, în care eu îmi doresc de fiecare dată ca apărarea să fie foarte activă, indiferent de adversar. Și am încercat să schimb apărarea, să fac o apărare mai avansată, pentru că adversarul ne împingea către chestia asta. Și am reușit să câștigăm mai multe mingi după aia în partea a doua a primei reprize și am reușit să ne distanțăm. Dar încă o dată repet, atitudinea acestor fete în teren și a mea, bineînțeles, ca și antrenor, trebuie să fie identică, indiferent de adversarul care îl avem în față. Antrenorul echipei slătinene promite să abordeze cu aceeași seriozitate toate meciurile din această ediție a diviziei A, iar rezultatele să fie pe măsura valorii jucătoarelor și a muncii depuse. Acesta speră ca la primăvară să poată sărbători împreună cu suporterii echipei promovarea pe prima scenă a handbalului feminin românesc. Sper din tot sufletul, în primul rând pentru oraș, pentru aceste jucătoare, ca la 15 mai, conform programului care l-are Federația Română de Handbal, să ne bucurăm împreună de o nouă promovare. Ăsta a fost obiectivul principal. Deocamdată luăm fiecare meci în parte și după aia vom vedea ce se întâmplă. Cele mai multe goluri pentru CSM Slatina au fost marcate de Elena Fulgoi, 13, și Ana Radovici, 10. Cu doar un joc disputat, până în acest moment, CSM Slatina ocupă poziția 3 în clasamentul Seriei A.